Vreau să spun, Daria, continuăm cu starea de bine care ți-a produs-o. Că tu ai descoperit ceva spectaculos de frumos și de interesant. Cum se adună sau se scad două sau mai multe fracții. Poți să fie mai multe fracții. Da? Înțeles. Facem acum și îți arăt concret, exact, două sau mai multe fracții care au același numitor. Importanța să fie cu același numitor. Da? Și vreau să spun un lucru. Starea de bine îi va cuprinde pe toți cei care vor viziona filmul acesta. Și mai spun ceva. Dacă acum, Daria, ești atentă și înțelegi bine lucrul acesta, atunci trebuie să spun că de modul în care înțelegi asta va depinde foarte mult în viitor știința de a lucra cu fracții. Depinde pentru tine asta va fi. Pentru că să spun un lucru. Sunt copii care termin liceul și încă nu știu să adune două fracții. E curios lucru. Dar acest lucru se întâmplă pentru că ei la momentul potrivit n-au înțeles exact ce se întâmplă. Și știi ce m-am făcut? Uite, așa mi-a făcut. 1 pe 2 plus 1 pe 2 i-am la un bacalaureat și mi-au dat răspunsul că fac 2 pe 4. Deci greșeam că le-am făcut așa. Sigur că da. Dar tu era la început acum. El era în clasa 12-a. Termina și era la bacalaureat. Și mi-a spus că fac 2 pe 4. Și eu i-am spus mulțumesc frumos, ești liber. Picat. Și altul care era în sală, deci din cei 8 care erau în sală, niciunul n-a știut 1 pe 2 plus 1 pe 2. Și era o singură întrebare, 1 pe 2 plus 1 pe 2. Și le-am mulțumesc, ești liber. Cu speranța că găsesc pe cineva. Eu întrebam același lucru în disperare de cauza, zis, nu se poate. Trebuie să fie cineva în bancă acum ca să răspundă. Ei, seria aceea de 8 au picat toți. Și care cum ieșea afară, spunea, păi ce întreabă? Păi are o întrebare, ursul, te lasă mască, zice. Te întreabă doar atât, cât faci 1 pe 2 și până la dar mă, tu subiești, știi că ești afară, liber. Dar nu ziceau cât au zis? Spuneau, le-am zis că faci corect, zici 2 pe 4 și probabil că n-au auzit și la alții acolo care erau la ușă, așteptau să intre, băi, nu faci 2 pe 4, băi. Băi, că același numitor, băi, faci unul pe urs, jumătate de măr și cu jumătate de măr, fix pe caz, zic eu, bănesc. Fac un măr, băi, face 2 pe 2. Cum așa fac, da? Băi, de asta m-a trimis acolo, de-aia m-a dat afară. Deci am spus prostie eu, dar da, așa ai spus. 2 pe 4 înseamnă tot 1 pe 2. Sunt parte la 2. Îți arăt imediat. Domnul profesor, da, de exemplu, când nu avem aceeași... E complicat! Atunci adunăm. Păi, ce facem? Hai să vezi, că nu e așa. Păi, Daria, dar tu începi să pui întrebări. Dar știi ce înseamnă asta? Mă pui în blocatură. Deci asta este un moment foarte greu. Foarte greu. Dar încă nu-s pregătit să-ți dau răspunsul. Mai... Poate reușesc până la sfârșitul să dau și chestia asta. Întrebarea ta este foarte tare, foarte corectă. Ce te faci când ai 1 pe 2 plus... 1 pe 3. Foarte greu. Eu aș lua 1 pe 2 plus 1 pe 4. O doimi dintr-un măr și cu un sfert, cât îți face pentru tine? Știi tu bine cât face. Jumătate de măr cu un sfert de măr. Cât face? E, păi 1 pe 2 și 1 pe 4 se pot împărți la 2. Nu? Nu. Deci, o secundă. 1 pe 2. Hai să facem practic. Da. Fiindcă vorbim de 1 pe 4, înseamnă că întregul ăsta a făcut, l-am împărțit în 4, da? Și noi două jumătăți le lipim și facem o jumătate, două sferturi, da? Două bucăți de un sfert le facem o jumătate și mai rămâne cealaltă. Tot ce spun acum, foarte greu mă înțelegi tu acolo. Dar mai bine ar fi segment. Așa se fac, bă, așa se fac. Tu erai acum uimit, zici, bă, la, dar nu știi tu cum faci cu segmente, profesor, n-am mai făcut de atâtea ori. Deci fac cu segmente, da? Da. Facem un întreg care îl împărțim în 4. Îl împărțim în 4. Și a zis 1 pe 2, adică jumătate a zis, adică... Asta a doua. Adică... O doime, o să vedeți bine, o doime. Și la care pun un sfert. Plus
Plus 1 pe 4, a zis domn profesor. Plus 1 pe 4? Ia uite un pic. Spune tu cât, e, cât faci cât în total. Cât fac mama? Uite pe tablă un pic, tu nu știi. Ușor, ușor să o lăsăm. Deci, o doime plus o pătrime fac cât am acoperit? Câte pătrimi? 2. 3. Câte bucăți din 4? 3 pătrimi. A făcut domn profesor. Păi uite, o doime, adică jumătate. Asta, da. Din întreg jumătate, da? Plus o pătrime, câte pătrime vedeți? Una, două, trei. 3 din 4. Deci fac 3 pe 4. Cum de ieșit? Cum ai de 4? 3 pe 4, că n-aveam același numitor? Sunt nebunit acum, te să aflu. Deci trebuie să aflu. Nu că n-am același numitor, dar de ce 3 când noi aveam? Păi tocmai, avem 1 plus 1 și 3. Ar fi fost 1 și 1, nu? Da. Dar nu se poate că nu îți dă voie, zic, băi, eu sunt la 2, tu ești la 4, nu, și nu discutăm. Trebuie să rămânim ceva, trebuie să găsim noi mister. Tu știi ce m-ai făcut acum? Mă pui la încurcătură. Iar îmi creez o problemă. Dar asta ești tu. Tot timpul cauți ceva care să înseamnă pentru mine un moment greu. Daria, o doime... Adică jumătate, domn profesor. Da, jumătate. De jumătate din măr. Înseamnă, clar, o jumătate din măr. Echipuiți că am împărțit mărul în două, sau am împărțit creta în două. Creta în două. Și ăsta este o jumătate. Da. Este același lucru, o jumătate, adică una din ele, o jumătate, este același lucru cum ar însemna că două crete le împart în patru. Da? Două crete le fac în două pe fiecare și am patru de astea. Patru jumătăți. Patru jumătăți. Deci în mână am acum patru jumătăți, da? Scriu cum asta? Patru jumătăți. Deci, patru. O secundă, să fiu mai clar. Insist. O jumătate e una din cele câte? Două. Una din cele din cele patru care le-am în mână. Deci, atenție. Ori asta, ori asta, ori asta, ori asta. Înseamnă o jumătate, da? Jumătate ca valoare. Mm-hmm. Ca mărime. Da. Ei bine, eu pot să mi spun că tot așa de bine parcă ar fi fost prinse una lângă alta și am acum câte crete? Două, nu? Două crete și iau și au fost împărțite în cât? Creta toată a fost împărțită în patru. Da. Și iau două. Două din patru. Două din patru. Da? Deci două din două pătrimi este exact ca și cum aș zice o jumătate. Uite, Daria, 1 pe 2 e egal cu 2 pe 4, mamă. 1 pe 2, deci o jumătate, exact cum aș fi împărțit două crete în 4, da? Și am luat... Este același lucru. Poftim? Deci 1 pe 2 egal cu 2 pe 4. Egal cu 3 pe 6. Dar de ce egal cu 2 pe 4? Acum să vedem, da, tu, Miruna. Miruna. Mihaela. Mihaela și... Daria. Ia uite, de unde s-a obținut 2 aici? Parcă zic, egal mai departe cu 2 ori 1 supra 2 ori 2. Poți să scriu așa. 2 ori 2. Nu, 2 pe 4, poate fi scris 2 ori 1 supra 2 ori 2. 2 ori 1 e tot 2 și 2 ori 2 e 4. 2 ori 1 face 2, 2 ori 2 face 4. În momentul acesta, acest lucru a provenit din 1 pe 2. Ia uite, din 1 pe 2, fost 1 pe 2 și am înmulțit și sus și jos cu 2. Tu uite doar la domn profesor și pe ce a scris, ca să înțelegi. Deci, încă o dată, am zis că 1 pe 2 este același lucru cu 2 pe 4. Pe 2 ăsta am zis 2 ori 1, pe 4 ăsta 2 ori 2 și acum am încadrat-o pe asta 1 pe 2. Deci 1 pe 2 am încadrat-o. Hai să înțelegem așa. A fost 1 pe 2. Am regăsit-o aici 1 pe 2.
Și sus am înmulțit-o, iată, cu 2 pe aia de sus și 2 pe asta altă. Dar, de fapt, 2 pe 2, cât înseamnă 2 pe 2? 2 pe 3, 1. 1! Ca și cum aș fi spus egal mai departe cu 1 ori 1 pe 2. Că 2 pe 2 ăsta, 2 pe 2 de aici, înseamnă 1. Este superb! Deci nu se modifică cu nimic. Nu se modifică, tot 1 pe 2 rămâne. 1 ori 1 pe 2, ca și cum aș zice 1 ori 1, și dat rămâne perfect tot 1 pe 2. De la care am plecat, la asta am ajuns. Păi asta mă face pe mine să înțeleg așa, că e deșteaptă chestia. Deci la 1 pe 2, dacă mulțesc și el pe el de sus și pe ăsta de jos cu același lucru, fracția nu se schimbă. Da? Fracția nu se schimbă. Deci, dacă am o fracție și o mulțesc cu același număr și sus și jos și numărător și amitor, fracția nu se schimbă. Asta trebuie să-ți mătăm, că asta e cea mai tare. Da, ia scrie-te-o acolo. Deci, foarte important. Foarte important, da? Important. Mergem pe acumulator? Adică ați băgat și alea? Nu? Eu am băgat. Dacă mai trebuie, am și fire, nu? Nu, am băgat tot. I-ați băgat tot, nu? Da. Este, bun. De curățență, să gândesc că e roșu, înseamnă că e gata, da? Ca să, altă dată, să te uiți. Uh-huh. Foarte important. Ce a zis? Ce e foarte important? Prin înmulțirea unei fracții, prin înmulțirea unei fracții, în paranteză, la numărător și la numitor cu același număr, adică prin înmulțirea și a numărătorului și a numitorului, prin înmulțirea unei fracții, și a numărătorului și a numitorului cu un același număr, prin înmulțirea unei fracții și la numărător și la numitor cu același număr, fracția nu se schimbă. Fracția nu se schimbă, că de fapt când zici cu același și sus și jos, ca și mai fi mulțit cu 1. Fracția nu se schimbă. Ea rămâne aceeași de la început. Fracția nu se schimbă. Cel mai tare, din nou un rezultat foarte important. În seara asta te surprind că spun niște lucruri foarte frumoase, interesante, da? Deci, vezi tu? Deci, cum ați ajuns la 3 pe 4 acolo, domn profesor? Acum să încerc să descoper. Vezi tu, Daria, 1 pe 2 ăsta care a fost, da, egal cu 2 pe 4, egal cu cine altcineva? Ia să văd dacă mai pot să spui. Mulțește și sus și jos cu un alt număr. Am mulțit cu 2. 4 pe 8. 4 pe 8. Foarte tare. 4 pe 8. Altceva. Zic, nu trebuie să-i speri. Cu alt număr am mulțit. 8 pe 16. 8 pe 16. Altceva. Hai, mai multe. Mulțește cu alt număr. Cu alt număr. Și zic. Ca să mă convingi că ai înțeles bine. Exact. 12 pe 32. 24. Pe 24. 24. Deci de două ori, da? Deci 12 pe 24. Altul. Altceva, hai, te rog. 12 pe 24. 16 pe 32. 16 pe 32. Mai dau? Mai dau, ca să mă confiști bine pe aici. 20 pe 40. 20 pe 40. Da. Um, 24 pe 48. 24 pe 48, mai convins. Da. Ai înțeles acum, da? Ai înțeles, da, că de fapt... Da. De ce să o am 1 pe 2 egal cu 2 pe 4, egal cu 4 pe 8, egal cu 8 pe 16, faci 12 pe 24, egal cu 16 pe 32. E simplu. Că mulțim și sus și jos. Și sus și jos cu același număr. Cu cât? Depinde.
Aici am mulțit cu 2, de-am obținut 2 pe 4. Da. Aici am mulțit cu 4 la început, da? Mm-hmm. 4 pe 8. Aici am mulțit cu 8 și sus și jos. Aici am mulțit și sus și jos cu 12. Mm-hmm. 12. Aici am mulțit sus și jos cu 16, 16 cu 20 și 24. Da? Super. Da? Așa se cheamă fracție echiunitare. Pardon, se cheamă fracție echivalente. Adică fracția asta e echivalentă cu asta. E aceeași, de-aia am pus-o egal. Să zicem fracții echivalente, da? Fracții echivalente. Fără sperare acum că vă întreb. Da? Nu mă supăr. Încă nu am înțeles faza aia cu 1 pe 2 plus 1 pe 4. De ce că n-am înțeles-o? Că asta, acum te... Acum te... Păi acum te arăt. Deci hai să ne întoarcem. 1 pe 2. Da. Egal cu 2 pe 4? Da, egal. Păi gata, în loc de 1 pe 2, punem 2 pe 4. Oh, am înțeles! Superbă chestia! Deci în loc de 1 pe 2, punem 2 pe 4. Mi-am pregătit terenul. Și 2 pe 4 plus 1 pe 4 este egal cu 3 2 pe 4. 2 pe 4 plus 1. Mulțumesc, domn profesor! Plus 1 pe 4 face 3 pe 4. Spectaculos este. Am înțeles. Da? Da. Vezi cât de clar am pregătit terenul? Vezi? La întrebarea ta, că ce mă fac aici? Când dacă, erau... era după, dacă eram acum la școală și ne învăța asta, deci ne dădea... Nu ne dădea asta. Sim. Ne dădea, ne explica. Mai, acum, aștept-o într-o oră să ne explici. Dar dumneavoastră acum mi-ați explicat printr-o simplu calcul. Da? Deci vezi? Asta face proful online. De aceea el rămâne unic. Mi-ați clarificat tot. Da? S-a luminat, da? Da, este super. Acum nu o să mai fac o alaba la portocală la exercizi din asta. Sigur că da. O să ai foarte clar lucruri de făcut. Da. Și acum, dacă o să ai 1 pe 3, acum da, urmează în momentul tare, 1 pe 3 plus 5 pe 6. 5 pe 6. Oh my gosh, domn profesor. Domnul, rău cu mine. Gata. Eu am făcut-o. Trei. Deci faci mâna acum, este un lucru minunat. Unu pe păi transformăm asta. Cu cât să o mulțim asta? O luăm de o parte pe unul. Cu 2. Cu 2. Bravo. Da? Mulțim și sus și jos. 2 da? Pe 6. Și egal cu 2 pe 6. 2 pe 6 plus 5 pe 6 care ne dă 7 pe 6. Exact. Faci 7 pe 6. Te mai pregătești. Da? Vezi? Aici trăim moment de bucurie maximă, pentru că am descoperit să adunăm și fracții care nu au același numitor. Dar avem noi tehnica asta de a le duce la același numitor. Că putem amplifica și sus și jos cu același număr, fracția nu se schimbă. Fai de mine. Dar poți să mâine, câte, nu mâine, luni când te duci la școală, le spui, acum nu mai este niciun secret că tu te întrești cu profesorul. Dar știți, știți cum fac? Știți, am o problemă pe care nu știu cum să o fac. Iau cartea. Nu faci așa, nu trebuie să faci așa. Trebuie să vorbești cu colegii și să le spui că filmul ăsta va fi pus pe internet. Colegii mei, să știți că am un coleg în casă și când ați venit dumneavoastră la noi la școală așa, el nu prea... Și fiind secret, el nu știu cine e, că nu vreau să dau acum exemplu cine e el. Da, da, numele lui. Da, sau așa, de ceva în genul. Cum ai zis, nu vreau să... Asta, o să secundă. Tu poți să-i spui, pentru colegii care au drag să se uite. Și așa cum te-ai bucurat tu acum, merită să bucuri și ei. Spune, da. am făcut un lucru, nu e un secret. Eu mă duc la proful online, știți asta. Știi și Miss, știi toată lumea. Da. Da, eu mă duc la proful online și fac lecții acolo. Voi v-ați dus în vacanță. Toată lumea vacanță. Care mă întreabă, da? Care știi că fac așa, îmi spune, dar tu nu ești bun la matematică? Dar tu nu ești... Eu sunt bun, dar vreau să învăț mai mult. Dar nu numai ce fac acolo, asta vrei să spune. Explicăm. Da, ce fac acolo este un lucru spectaculos pentru că se filmează și filmul le găsiți și voi. Voi aveți șansa să stați acasă datorită faptului că eu mă duc acolo și pregătesc. Eu sunt actriță. Sunt actriță în sensul că sunt participantă la proiecte. Sunt acolo prezentă. Da? Știți? Ne oprim aici ca să ne așteaptă. A, da. Așa. Da.
prietenii noștri. Da, nu, mai dați un exercițiu, cum vreau. Stați puțin, hai să spunem împreună. Da, hai. Da. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Așa se facă prietenii noștri, ne oprim mai.